Dar o să ne înțelegem. Ne-am adunat astăzi la un meeting de sensibilizare asupra guvernului. Avem trei puncte mari pe listă, pe care o să le dezbatem un pic. Din ce cauză ne-am adunat? Din 4 septembrie noi am trimis către ministerele, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și chiar către guvern, materiale de modificare a legii 153 privind salarizarea. Am trimis și propuneri de a încheia contracte privind achiziția de mașini, de ambulanțe și lipsa de personal pe care tot facem proiecte de ani de zile și nu se rezolvă. N-am primit niciun răspuns până în data de astăzi, de fapt până data de ieri mai exact. Tocmai de aceea am organizat acest meeting. Este un meeting organizat la nivel de țară, în fiecare stație centrală. Se pare că totuși, din demersurile pe care le-am făcut în ultimele zile, s-au sensibilizat cei din guvern. Ieri a fost invitat președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța din România, la guvern, să discutăm aceste doleanțe ale noastre. Revendicări. Au fost din partea guvernului, n-a fost domnul ministru, prim-ministru n-a fost din motive obiective, a fost mandatat vicepremierul domnul Ciolacu și din Ministerul Sănătății a fost domnul ministru Sănătății, domnul Bodoc, consilier de la Ministerul Finanțelor și astăzi de